îl vedeți aici, 2011-2017. E foarte greu să rezum în câteva minute cât am la dispoziție 7 ani, 700 de pagini, atâta viață. Eu am să vă spun decât un gând care e până la urmă gândul meu de cititor pur și simplu, cititor al lui Mircea Cărtărescu. Cum poate știți, Da Vinci spunea că, în definitiv, că, la urma urmei, orice pictor, indiferent ce pictează, se pictează pe el însuși. Într-un fel, cred că și scriitorii verifică regula lui Leonardo Da Vinci, indiferent ce scriu, fie că scriu proză, ficțiune, roman, proză scurtă, fie că scriu poezie, teatru, eseu sau jurnal, ei se pictează pe ei înșiși. Sigur, mai mult decât Solenoid, Orbitor, Levantul, Nostalgia, Travestii, jurnalul lui Mircea Cărtărescu e mai aproape de el. E fereastra pe care o deschide înspre noi ca să putem să urmărim aproape în real time, real life-ul lui. Să nu vă așteptați, deși bănuiesc că nu sunteți, nu veți fi la prima experiență de lectură a jurnalului Mircea Cărtărescu. O spun totuși să nu vă așteptați aici la, nu știu, dezvăluiri, notații fenomenale. Jurnalul lui Mircea Cărtărescu nu e jurnalul unui exhibiționist, prin urmare cititorul voyeurist nici nu va găsi numai decât aici lucruri care să-i satisfacă voyeurismul. Este jurnalul unui scriitor și poate că, într-un fel, mai mult decât atât, e jurnalul unui om care scrie. Acesta e titlul celui de-al 4-lea volum și e un titlu îndelung acoperitor în toată modestia lui. Este jurnalul unui om care scrie, ceea ce, cred eu, în cazul lui Mircea Cărtărescu, a scrie înseamnă pur și simplu a citi. E un privilegiu, cum spuneam, pentru noi să avem acces la aproape, dacă vreți, o ecografie, un remene. Suntem acolo, în spatele peretelui de sticlă dintr-un laborator și putem vedea ce gândește, ce simte, ce citește, ce cafea da dimineața, dacă o bea și nu se ceartă cu ea, un scriitor. Un mare merit, după mintea mea, de cititor obișnuit, o spun încă o dată, a jurnalului lui Mircea Cărtărescu, acestor 28 de ani care s-au adunat până acum, un mare merit e acela că, în definitiv, vine să spună, vine să disculpe, într-un fel, una dintre trăsăturile, de fapt, fundamentale ale speciei ăsteia greu de înțeles care suntem. Paradoxalitatea. Suntem un ghem de contradicții. Mintea noastră, despre care specialiștii, neurologii spun că dacă ar fi să decupăm cortexul și miliardele de neuroni, să-i așezăm într-un plan, am putea acoperi cam vreo 4 foi de hârtie A4, vreo 2500 de centimetri pătrați. Ei, asta nu e mare lucru, imaginea în sine nu te înfricoșează, nu te impresionează, să iei mintea cuiva să o așezi în 4 foi de hârtie. Dar sunt 4 foi de hârtie care în fiecare clipă, în fiecare secundă aproape, își schimbă povestea, spun altă poveste. Suntem triști, la fel cum suntem veseli. Suntem generoși, dar suntem în clipa următoare egoiști. Suntem logici, dar suntem ilogici. Suntem un ghem de contradicții, suntem un paradox și pe semne că însăși existența noastră în lume e un paradox. Cumva, în felul acesta, m-am apropiat eu de jurnalele lui Mircea Cărtărescu, considerându-le, repet, un privilegiu de a asista la un remene făcut minții omenești, în cazul de față unei minți aparte, mintea care ne-a dat orbitor, solenoid și încă atâta. Mai mult din jumătatea de oră pe care o avem la dispoziție nu mă îndur să fur și trec microfonul înspre Marius Chivu și apoi înspre Mircea Cărtărescu. Mulțumesc, Lidia! Avem în Mircea Cărtărescu nu doar prozatorul pe care îl știm cu toții, dar poate mai puțin celebrat ca atare, cel mai important autor de jurnal din literatura română contemporană. Nimeni nu a ținut jurnal cu asemenea dedicație și ambiție și constanță cu care a ținut-o Mircea Cărtărescu. Dacă nu mă înșel, spunea undeva că a început jurnalul încă din adolescență și nu s-a oprit nici până acum. Un jurnal lung cât o viață de om și care a subîntins întreaga opera lui Mircea Cărtărescu. Mă gândeam cu ce analogie aș putea face, pentru că e un obiect literar deopotrivă fascinant și enigmatic, ca orice altă carte a lui, cu ce obiecte l-aș putea compara. Și în primul rând mă gândesc la acel jurnal ca la un fel de bornă, dacă vreți. O bornă care te ajută să te orientezi în universul lui Mircea Cărtărescu, deopotrivă cel privat și cel literar. Te ajută să aproximezi niște distanțe, niște profunzimi, niște înălțimi ale temelor lui, asigură cumva o hartă a întregului univers, deopotrivă, cum spuneam, privat și literar. Ții jurnalul ăsta în mână și îl plasezi pe omul și pe scriitorul Mircea Cărtărescu în centrul vieții și operei lui. Vezi care sunt traseele, vezi care sunt locurile de odihnă, locurile de conflict, ai o privire cumva de ansamblu asupra ceea ce scrie și asupra vieții lui. În al doilea rând, e un fel de microscop, pentru că citești cartea asta și încerci să vezi, să studiezi de aproape cine este acest om care scrie și, în al doilea rând, cine este acest om care spune eu. E în același timp omul și nu pe de-a întregul omul Mircea Cărtărescu, scriitorul și nu e doar scriitorul. Nici unul din ei nu e cu totul, pentru că, de fapt, partea cea mai importantă și extraordinară, de fapt, cu acest jurnal e că, de-a lungul tuturor jurnalelor de până acum, iată, ăsta vine până foarte aproape de noi, în el veți găsi, poate, cel mai important, cel mai fascinant și cel mai enigmatic personaj din toată literatura lui Mircea Cărtărescu, pentru că cine citește jurnalul ăsta așteptând să-l găsească pe Mircea Cărtărescu așa cum e, se va înșela. E foarte multă literatură în jurnalul ăsta și literatura se întinde inclusiv asupra personajului care vrea să pară foarte, foarte natural și foarte, foarte firesc. E de fapt, cine citește jurnalul ăsta greșește dacă îl ia foarte în serios, dar în același timp greșește și dacă îl ia foarte în tragic. E undeva un joc, dacă vreți, de identitatea în a înțelege cine e omul care scrie și cine e omul care ne vorbește. În al treilea rând, și poate analogia care mie îmi place cel mai mult, jurnalul Mircea Cărtărescu e un fel de caleidoscop. Știți ce e un caleidoscop? E un fel de cilindru în interiorul căruia se află câteva bucăți de pietre prețioase sau semiprețioase, câteva fărâme de oglindă și care, pe măsură ce le rotești și schimbi suprafețele sau lumina, îți dau niște, de fiecare dată, niște pattern-uri, niște imagini fascinante, în care poți citi ceva sau în care, dimpotrivă, te poți pierde. Ei bine, ce sunt bucățile astea de obiecte strălucitoare, colorate, prețioase, care se află în caleidoscopul jurnal al Mircea Cărtărescu? Sunt părți din toată opera lui. Vei găsi în jurnalul ăsta fișe de lectură, vei găsi vise, vei găsi poeme. Sunt pasaje întregi pe care, dacă le-ai așeza, așa cum sunt așezate în pagină un poem, ți-e reși ceea ce știm noi că este poezia lui Mircea Cărtărescu. Sunt introspecții și meditații, sunt fragmente de proză grozave. Toate aceste bucățele formează, de fapt, cum spunea Mircea la un moment dat în titlul unei cărți de publicistică, pentru că și publicistică e și o judecată permanentă sau îngrijorare cu privire la spațiu public, la ce se întâmplă în politica românească, la ce se întâmplă cu țara, cu oamenii. Sunt niște pixeli care se rearanjează pagină de pagină și îți dau o imagine foarte colorată și foarte intensă a ceea ce înseamnă tot scrisul lui Mircea Cărtărescu, toate genurile pe care le-a practicat vreodată. De asta, dacă vreți, am citit întotdeauna și așa și recomand jurnalul lui ca un fel de metacarte. În el se găsesc toate cărțile, într-un anume fel, toate cărțile pe care le-a scris Mircea Cărtărescu și se întâlnesc nodurile de legătură. Vezi ce se întâmplă cu omul Cărtărescu când scriitorul Cărtărescu lucrează la o operă. Vezi invers ce se întâmplă cu scriitorul Cărtărescu atunci când uită de omul care este, că e absorbit cu totul în opera lui artistică. De asta spun, e foarte greu să vrei și să înțelegi, să citești și să urmărești literatura, așa zisă de ficțiunea lui Mircea Cărtărescu, fără să ai aproape ca un fel de ajutor, ca un fel de adendă, jurnalul. Jurnalul te ajută să înțelegi mai bine literatura lui și te ajută să înțelegi și pe omul Cărtărescu și să vezi de unde se naște și cum se formează întregul univers, care e destul de stratificat și complex și sofisticat al operei lui Mircea. Stimați prieteni, după cum vedeți, m-am ridicat în picioare nu ca să, știu eu, arunc o privire de blam asupra lui Marius care a vorbit de jos, ci pentru că realmente niciodată n-am vorbit de jos, nu mă pot concentra stând jos, așa încât nu vreau să spun că mă concentrez prea tare și stând în picioare, dar oricum e mult mai bine. Mulțumesc foarte mult celor doi care au vorbit, ca de obicei, extraordinar de îndatorant despre una dintre cărțile mele. Lidia, cred că este super specialistă în bietele mele scrieri de decenii întregi de când suntem împreună, suntem un fel de tandem, un fel de echipă. Ar trebui să ne cumpărăm o bicicletă din aceea tandem ca să mergem împreună în ale literaturii și ale publicării de cărți. Iar Marius, ce să spun, el mi-a fost student, un student strălucit, un om pe care eu am învățat cu timpul să-l admir din toate punctele de vedere, ca un om cu mult mai aventuros decât mine, un om care a făcut lucruri pe care eu nici în vis nu le-aș face, n-aș putea să le fac, un om care a suit în Himalaya, un om care a mers în Anzi, un om care urmărește literatura ca un specialist al literaturii. Sunt foarte, foarte mândru că acești doi oameni au acceptat să vorbească astăzi despre această nu metacarte, cum a numit-o Marius, cu prea multă generozitate, ci aș spune eu această non-carte. Pentru că ăsta este lucru care nu se spune niciodată când e vorba despre un jurnal. Un jurnal este o non-carte. Un jurnal nu este un roman. Cine citește un jurnal ca pe un roman, riscă să citească un lucru pe care autorul nu l-a avut niciodată în vedere, să citească altceva, să citească un fel de ciudă nevăzută, cum se zicea, un fel de ciudățenie totală. Un roman, spre deosebire de un jurnal, este o carte. Este o carte gândită ca fiind o carte, care se dezvoltă în timp într-un anumit fel. Un autor scrie această carte în 2 ani de zile, să spunem, sau în 3 ani de zile, iar un cititor o citește în 2 săptămâni. Autorul trebuie să aibă în vedere acest lucru. Cartea nu se citește în același timp în cât este scrisă. Cartea se citește mult mai repede. Atunci un autor are nevoie, încă de la început, când se apucă să scrie cartea, să prevadă cum se va vedea această carte în racursiul timpului. În racursiul timpului, cartea nu este la fel asemenea celei din mintea autorului, ci devine altceva, devine altfel. Unele segmente ale ei sunt deliberat lungite de către autor și altele deliberat scurtate. Vechii arhitecți și sculptori, spune Vitruvius și alți mari specialiști, știau acest lucru. Când ei proiectau o statuie care trebuia să se afle la 20 de metri înălțime, ei nu făceau statuia cu proporțiile normale. Ei lungeau picioarele statuii și îi scurtau bustul, sau invers. Pentru ca ea, din perspectiva noastră, de unde o vedem noi de jos în sus, să pară cu proporții normale. Deci statuia aceea era de la început deformată de către sculptor. Era făcută să fie văzută în racursii. De asemenea, templele grecești nu erau drepte, nicio linie a lor nu era dreaptă. Coloanele erau și ele curbe, erau deformate, pentru ca privindu-le de jos tu să le vezi drepte. Liniile templului nu erau niciodată trase cu scoara, erau și ele oarecum curbate pentru ca ochiul să fie păcălit, să-i se dea iluzia că sunt drepte. Acest lucru se întâmplă și în proză. Orice proză este gândită ca un racursiu. O proză nu este ceva realist, care prezintă un lucru de pe stradă, care se întâmplă pe stradă, ci este gândit în așa fel încât să creezi o iluzie în timp. Dar jurnalul nu poate face acest lucru. Jurnalul nu este o operă de literatură obișnuită. În cazul jurnalului, deformarea pe care o vede ochiul va fi întotdeauna prezentă. Deci va fi întotdeauna prezentă o deformare. Cel care scrie jurnal nu se gândește la acest racursiu în timp. El lasă lucrurile să meargă unul după altul, așa cum îi se pare lui normal, pentru că autorul scrie în fiecare zi, dar când cititorul citește, va avea un șoc extraordinar, pentru că toate evenimentele din jurnal vor părea că se năpustesc spre el, vor părea că vin într-un fel de coardă din aceasta îngrozitoare asupra lui. Când a fost filmat prima dată un tren intrând într-o gară, știți foarte bine acel film al lui Lumière, oamenii s-au speriat și au luat-o la fugă, pentru că credeau că trenul este adevărat și intră și devastează sala respectivă. Aceeași impresie o am și eu de câte ori citesc un jurnal. Am impresia că viața acelui autor de jurnal se repete asupra mea. Se repete asupra mea și eu nu mai am cum să mă feresc, n-am unde să fug. Trebuie să o înghit toată așa cum vine către mine. O carte de acest fel, un jurnal, nu poate avea înțelepciunea unui roman. Ea nu este niciodată o carte înțeleaptă, nu este o carte domesticită, este o carte sălbatică. Este o carte sălbatică. Când crește un pui de ghepard, el la început va fi un pisoiaș, dar când se face puțin mai mare, îți dai seama de forța extraordinară a sălbăticiei. Jurnalul este o carte sălbatică, este o non-carte din punctul de vedere al literaturii domesticite, a literaturii noastre, și tocmai de asta eu l-am iubit întotdeauna extraordinar de tare, pentru că mie îmi place ceea ce este genuin, ceea ce este autentic, ceea ce este sălbatic, ceea ce nu respectă nicio regulă, pentru că un jurnal este ca viața oamenilor. Nicio regulă nu se respectă. Viața nu ține seama de reguli. Ea este întotdeauna altfel pentru fiecare, este imprevizibilă, este mirobolantă într-un fel. De ce scriu jurnal și de ce public jurnal? Sunt două întrebări foarte diferite. Nu știu nici eu foarte bine, dar vă dau cele mai apropiate răspunsuri, probabil, de problemele adevărate. Cred că scriu jurnal pentru că sunt unul dintre cele mai nepotrivite persoane să fie un scriitor. Niciodată nu m-am simțit bine în pielea unui scriitor, niciodată nu m-am numit cu plăcere un scriitor, câteodată trebuie să mă numesc așa ca să mă diferențiez într-un anumit context. Dar nu mi-a plăcut să fiu scriitor și nu-mi place să fiu scriitor și nu fac parte din lumea literară, așa cum este ea definită ca o lume politică a scriitorilor. Întotdeauna m-am considerat, așa cum eram la 17-18 ani, un diletant, un diletant în ale scrisului, un om care scrie de plăcere, un amator în sensul etimologic al cuvântului. Am scris întotdeauna pentru că iubesc literatura, pentru că îmi place să scriu și, cum se zice de foarte multe ori, pentru că uneori nu am găsit cele mai potrivite cu mine cărți în lumea largă. Și atunci m-am gândit să le scriu eu, să scriu cărțile care mie mi-ar place cel mai mult, pe care mi-ar place cel mai mult să le citesc și care nu există și care există doar prin această șansă ca eu să le scriu. Dar întotdeauna am făcut-o în logica amatorului, nu în logica profesionistului. Nu m-am considerat niciodată un profesionist al literaturii, cum mi s-a spus câteodată. Și de aceea scriu, pentru că viața unui om care este, prin forța lucrurilor în literatură, este o viață foarte grea. Este o viață care, în orice caz, nu e făcută pentru mine. Nu e făcută pentru mine, eu sunt un om rezervat, să zic așa, din toate punctele de vedere, căruia nu-i place popularitatea, nu-i place să fie urmărit de sute de ochi, așa cum sunt eu acum. Îmi cer scuze că vă spun acest lucru, dar acest lucru mă face să tremur interior, mă face nesigur, mă face să nu vorbesc bine, după cum vedeți, în public și să am din ce în ce mai mari îndoieli în privința știu eu, calității în care dumneavoastră ați venit să mă vedeți aici, calității de scriitor, calității de autor. Și când te doare, când te doare inadecvarea ta la imaginea ta publică, nu ai decât foarte puține căi de a te vindeca, de a te alina. Una dintre ele este alcoolul. Cei mai mulți scriitori folosesc alcoolul, vă spun cu certitudine, nu pentru că sunt niște vicioși, nu pentru că sunt oameni care ora le place să bea, ci pentru că tensiunea în care trăiesc este insuportabilă, este cumplită. Domeniul literaturii este un domeniu unde concurența este absolut strivitoare. Oamenii trăiesc drame adevărate și care devin din ce în ce mai mari cu timpul. Și atunci, unul dintre aceste debușee este un soporific, așa cum este alcoolul. Este o substanță miraculoasă, într-un fel, care îți aduce uitarea, îți aduce alinarea, îți aduce calmarea, de care scriitorii care sunt oameni fragili au imensă nevoie. Alte panacee de acest fel pot fi, în lumea noastră au început să fie și ele destul de vizibile, drogurile de toate felurile. Pot fi altele de toate felurile. Pentru unii funcționează gloria, de pildă. Gloria este un drog foarte puternic. Pentru mine nu funcționează nici alcoolul, nici drogurile, nici gloria. Dar funcționează jurnalul. Funcționează jurnalul. Jurnalul este alcoolul meu. Este alcoolul meu personal. Dacă nu le-aș avea, probabil că aș fi clacat de foarte multă vreme. Toată neliniștea mea, toate nesiguranțele mele, tot ce există în mine și dumneavoastră cititorii nu vedeți, pentru că nici nu trebuie să vedeți, eu rezolv în scrisul jurnalului și fac acest lucru de 40 de ani încoace. Este ceea ce m-a ținut în viață, sunt nespus de recunoscător jurnalului meu, acestui zid al plângerii al meu, care a fost umărul pe care eu am plâns și pe care am zâmbit timp de 40 de ani. Este unul dintre cele mai puternice motive pentru care eu scriu jurnal. O întrebare aproape diametral opusă este de ce public acest jurnal. Este cu totul și cu totul altceva. Este absolut firesc pentru mine să scriu jurnal, dar nu la fel de firesc să-l și public. Și multă vreme nici nu m-am gândit vreodată că aș putea publica acest jurnal. La un moment dat, însă, pe când aveam vreo 30 ceva de ani, am avut o revelație. Am avut un fel de revelație. S-a întâmplat într-o singură clipă. O clipă de iluminare. când mi-am dat seama că jurnalul meu nu este paraliterar, metaliterar și așa mai departe. Deci nu este o formă secundară, să zicem, de literatură, marginală, subterană și așa mai departe, ci este pur și simplu literar. Este pur și simplu literar, la fel de literar ca toate celelalte cărți ale mele. A trebuit ca el să fi devenit literar de la o vreme încolo, pentru ca eu să-mi dau seama de asta. Iar când mi-am dat seama de asta, el a devenit încă și mai literar. Când mi-am dat seama că pot publica acest jurnal și că oamenii doresc să-l citească, că găsesc acolo ceva pe placul lor, atunci am înțeles că jurnalul, în definitiv, nu este decât încă una dintre cărțile mele, la fel cu toate celelalte și totuși foarte diferit. Aș face și eu o metaforă în linia celor foarte frumoase pe care le-a dezvoltat Marius aici, și anume aș spune că, din acest punct de vedere, jurnalul meu este căptușala hainei mele literare. Haina mea literară, alcătuită, la care am cusut așa sârguincios, precum croitorașul cel viteaz, timp de decenii, este alcătuită dintr-o față pe care o vede toată lumea imediat, romane, știu eu, poezii, eseuri, dar dacă aș purta-o direct pe piele, m-ar cam freca așa puțin. Este o față texturată, este o față aspră, e o față pe care o am nu ca să o port, ci ca să o arăt în afară. Pe când căptușala unei haine este întotdeauna moală și nededă. Nu zic că purtăm hainele pe piele, dar o haină ideală s-ar purta totuși pe piele. Gândiți-vă la tunicile și togele antice care se purtau direct pe piele. Ei, toate erau căptușite, toate aveau un alt fel de material, poate mai disprețuit, poate de mai mică, mai joasă calitate, dar care se lipea frumos pe piele și care ținea căldura corpului și în care te simțeai bine. Ei, jurnalul meu cred că are această calitate de căptușală a scrierilor mele. Este ceea ce nu se vede, e ceea ce e pe interior. Dar dacă ați observat la haine, pe căptușală, în general, creatorii de modă își scriu numele. Își pun acolo mii de sigle, așa, cu numele casei de modă care a creat haina respectivă. La fel și căptușala scrierilor mele, deși nu este la fel de prețioasă ca exteriorul hainei, totuși are numele meu peste tot. Peste tot. Acolo sunt mai mult eu însumi decât în romane, decât în poezii, decât în alte lucruri. De-a lungul timpului, dându-mi seama că, de fapt, scriu tot o carte, chiar dacă este o non-carte din punctul de vedere al cărților adevărate, al romanelor, de pildă, sau al povestirilor, mi-am dat seama că devin din ce în ce mai literar chiar și în jurnal. Că și în jurnal încep să mă apropii cumva de idealul unui roman, care are personaje, care are povestește întâmplări și așa mai departe. Ei, în acest calup, să spunem, ultimul, un om care scrie, veți găsi cele mai multe astfel de momente. Veți găsi portrete de persoane pe care eu le-am întâlnit și care mi s-au părut cu totul și cu totul ieșite din comun. Veți găsi povestiri, povești. De pildă, la un moment dat m-am gândit de câte ori am fost gata să mor. Și am inventariat acolo toate etapele, toate momentele în care am fost în pragul morții. Când era să mă înnec, când am căzut pe spate, nu știu de unde, când mi s-a mai întâmplat nu știu ce altceva. Momente periculoase în viața mea, când am fost aproape să fiu răpit de un înfăcător. Momente caragioase sau ridicole, în care tot felul de oameni simpatici de altfel, dar cu probleme mentale, m-au abordat în diferite împrejurări. Veți găsi foarte, foarte multe presărate așa peste tot, astfel de momente, care mai interesante, care mai comice, care mai tragice și așa mai departe. Aș spune eu că suprafața acestui jurnal, care se numește Un om care scrie, deci ultimii 7 ani, este cea mai interesantă dintre toate jurnalele pe care le-am ținut, pentru că am contribuit deliberat la literalitatea sa. Ce să vă mai spun, mă bucur foarte tare că veți putea de acum înainte pune mâna pe căptușala hainei mele, pe care sper să o simțiți mătăsoasă și plăcută și care sper să vă lumineze câteva ore din viață. Mulțumesc mult! Ultima măscăritură din an, din feptaromul de ani, din cartea pe care, dacă mă voi hotărâ până la urmă să public și paginile astea, o ții acum în brațe, răsuflând ușurată că ai dus-o până la capăt. Din clipa de acum până în clipa ta de acum au trecut câteva luni, ani sau decenii, în care poate s-a schimbat totul, jocul literar, cel politic, cel tehnologic. Poate că respir acum, acumul tău și eu pe undeva, pe firul ăsta de praf parazitat de noi, cei 7 miliarde. Poate că încă respir foarte aproape, poate mi-auzi respirația chiar acum. Sau poate pentru tine cea îndepărtată, sau pentru tine cel îndepărtat, nu mai respir de mult. Am terminat-o cu nutriția, relația, reproducerea, văzul și auzul, cerul albastru și buzele roșii. Dar bizara mea fantomă va fi mereu aici și va ridica holografic între cele 2 pagini de carte de câte ori o vei deschide. Permite-mi deci să ajung până în josul paginii, dincolo de care se mai află frontiera coperților, iar apoi, tu, țară îndepărtată. Mai sunt 7-8 cm până jos, adică tot atâta rânduri. Ce să-ți spun mai urgent? Am trăit. Mi s-au dăruit încă 7 ani ca să pot stoarce din carnea lor de dreptul substanța amară a acestei cărți. A fost vremea depresiei, a solenoidului, a apropierii de marginea din dreapta a vieții. Aș fi vrut atât de tare ca scrisul meu să se întoarcă înapoi, din nou către stânga, dar asta nu se mai poate. Săgeata entropiei nu mai permite, nu mai e timp. Mai am 2 rânduri în care îți mai pot spune doar agonic, agnostic, adio. Ne vedem peste 7 ani sau 7 milenii. Autografe. Autografele vor fi la masă imediat. Aici trecem de la cei 7 ani ai jurnalului lui Mircea Cărtărescu la secolul român.